Când Așa credeți că vom vedea asigurări voluntare, eventual este. Așa. private, chiar deductibile, Am făcut introduse în un grup lume? de lucru recent în care sunt playeri, societatea asiguratorilor și reasiguratorilor, playeri din partea Ministerului Sănătății, Casa de Asigurări, ASF-ul, care va aborda acest subiect. Este absolut necesar să Ce e găsim acest grup de lucru? care analizează subiectul asigurărilor complementare, suplimentare, private, cum doriți să le spun. Format din asigurări. Reprezint societatea asiguratorilor. Așa. ASF-ul, Așa. Ministerul, Casa și Școala Națională de Management. Sigur, deschis, va fi deschis și altor Acest grup de lucru, scopul lui este să, să pună pe masă metode, o legislație exact, pentru asigurările private. Calea să încurajăm, pentru că ele există, legislații există, dar nu vin. Și e firesc să nu vină, pentru că acum nu e nimic clar. Pachetul bazal e destul de larg, un pic cam prea larg. Și e atunci tot. Și nu-și găsesc. Am început încet, încet să-l ajustăm. Pe de altă parte, această lege, dacă va prevedea că pacientul poate să-și aleagă un expert contra unui onorariu, atunci societatea va zice, da, eu nu puteam să-ți dau plicul la negru, să-l dai pentru plată informală. Dar asta îți oferă în asigurarea mea. Acest grup de lucru are și un orizont de... Acum l-am inițiat și deci urmează în săptămânile acestea să avem prima întâlnire, practic, dar chiar este inițiativă demarată și ne preocupă pentru că e o sursă în plus benefică pentru tot sistemul sanitar.